Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Iată, astăzi este sâmbătă și avem o lucrare mai majoră de făcut la coloniile de albine mai puternice și totodată verific aici și cum au fost luate turtele pe bază de uleiuri esențiale. Ele au fost doar înțepate aceste pungi și rod frumos, roată pe unde au loc, o să roadă la ele. E foarte bine că sunt luate încet, astfel ajunge la toată colonia ulei esențial. Dar acum am nevoie să fac o lucrare la această colonie, fiindcă ea deja are 6 rame de puiete, din câte știu eu. În momentul în care a ajuns la 6 rame de puiet, le vom izola. Izolăm reginele. Îndepărtăm turtele, chiar ești curios în cât timp o să fie luate în totalitate. Iată cum rod aici. Acum nici nu prea mai ia ele turtele, dar o să, încet, încet, cu timpul, o să le termine. Au și rame cu miere. Bun, dar lucrarea importantă e cu totul alta care vreau eu să o fac la această colonie de albine. Vedeți, este pe 8 rame. Și vom trece la configurarea cuibului pentru a preveni roirea și de ce nu consumul de hrană, că nu știm ce vreme mai bine. Să aruncăm o privire, căutăm regina. Avem nevoie să căutăm regina. Iată, vedeți, au rame cu miere suficient. N-a suferit de foame. Ca pe dacă suferea de foame, n-ajungea pe 8 rame. Iasă, e o ramă bună, de oat. Și asta va rămâne la regina. O să îi dăm această ramă. Bun. Iată o altă ramă cu miere aici. Bun, și asta. Deci mâncare suficient au avut. Stropim și noi un pic ramele cu o soluție pe care o să vă spun într-un film separat. Deocamdată să punem gratia de izolare a reginei după ce o găsim. Fiind hrănite în continuu cu hrană, n-au fost lăsate, puietul a mers înainte, n-a stat pe loc. Aici avem o ramă, e destul de grea la mână, din cauza acestei cantități de miere. A băgat ceva polen. Și acum să îi dau eu gratia respectivă, o să vedeți cum arată. Și ce este important este că lada îmi permite acest lucru. Modelul de ladă îmi permite acest lucru. Dar se poate face în orice ladă care doriți dumneavoastră cu două șipi.
Iată, avem această grilă Hahnemann și ea a fost decupată exact cât se mintre în ghidajul acesta care îl are lada. Intră foarte bine, perfect, iar masca va fi izolată pe 3 rame. Anul trecut le-am izolat în totalitate, dar anul ăsta vreau să culeg polen. Dacă le izolam în totalitate, nu mai culegeau polen, așa că vom izola pe 3 rame și vom limita oatul reginei pe doar acele 3 rame care le voi lăsa eu la îndemâna ei. Acum următoarea lucrare trebuie să căutăm regina. Iată, deja construiește acele boci care zic că merg spre roire. Așa că facem la timp această lucrare înainte să intre la propriu în friguri. Puietul îl ducem lângă grilaj. Acesta în 3 săptămâni o să dispară de aici. Dacă vremea e bună și va fi cald, dacă va găsi ceva nectar, o să-l umple cu nectar, dacă nu, vor fi goale. Precum sunt acum la mai mulți apicultori, ramele goale. Ia să uităm pe doamna regină. Nu trebuie să aștept să intre în friguri. Ajunge să vezi acele botcuțe mici deja făcute, să-ți dai seama. Iată și regina e aici, una neagră. O băgăm după diafragmă. Și cu aceasta regina este izolată. Această ramă cu miere și cu ce mai are pe ea o să o dau în față și ei o să-i dau două rame la oat. Hai, dăm un pic de substanță din asta șmecheră. Le liniștim un pic. E o substanță care la 10 litri va ajunge la 20 de lei, deci nu este o substanță chiar ieftină. Așa, deci avem puiet, dăm mai departe. Cantitatea de puiet ne asigură până în luna iunie puterea acestei colonii, adică o să am colonia destul de puternică până în iunie. Iar după iunie nu mă mai interesează puterea coloniei, fiindcă nu o să mai fie mai nimica pe câmpuri. Pentru mine este suficient acest puiet pentru perioada următoare. Plus că mai vine împins și din, de la regină, mai vine ceva albin încoace, fiindcă acum mai dau două rame la oat, să aibă unde să ouă și va fi spațiu suficient.
iată, altă ramă cu puiet. Eu consider că e foarte mult puiet la ora asta pentru această colonie acum. Activând și colectoarele de polen, le mai uzăm un pic. Mai scurtăm viața albinei. Deci activăm tot ce se poate ca să lucrăm împotriva roirii. Acum vom vedea dacă vom reuși. Aici avem păstură. Sigur am 2 rame de păstură din astea. Și la 2 rame de păstură puteți colecta polenul fără nicio problemă deja. Deja lor le ajunge. Restul e surplus. Restul este doar surplus. Și aici, polen. Polen la greu. Bun. Cu acest polen se vor hrăni 2 luni de zile fără nicio problemă. Mai trece și prin gratie ceva, prin colector. E suficient. Nectar nu prea e, dăm o ramă cu miere și e boier. Aici e o ramă cu miere. O să ziceți să dau cu fum, da? Nu dau cu fum, dăm cu șmecheria asta. Iată cum se retrage albina și de la șmecherie. Gata, s-a curățat ramele. Așa. Acolo, din ce am văzut, îi trebuie o ramă goală. Sau cu puțină miere, dar mai degrabă una goală. Ducem o ramă goală aici. Vreau să uit asta. Să-i dăm cu jucăria asta pe prin ea, să udăm bine. Această substanță este făcută pentru a combate mucegaiul, diferiți spori, puietul văros, e foarte bun. Diferite bacterii, chiar și varoa. Chiar și varoa, numai că consider că acum mai multe pentru mucegai. Bun. Iar la macă ce trebuie să facem? La macă ce să facem? Punem această ramă cu miere. O obligăm pe albine să folosească mierea respectivă. Dar fiind așa puternic,
să văd dacă am rame mai goale. Asta nu. Asta nu. Asta e și mai plin. Asta. Am să vă arăt ceva la rame, ceea ce nu prea se vede cu ochiul. Deci dacă vă arăt așa, nu se vede nimic, da? Dacă o las așa, o să vedeți spori albi de mucegai care se depun. Deci așa, dacă vă arăt, este o ramă bună, dar dacă o pun așa, nu mai e bună. Pentru acest lucru am avut nevoie de soluția respectivă pentru a combate mucegaiul. Să zdrelim un pic mierea. Nu o descăpăcim în totalitate, e așa un pic să. După care o să o radă ele. Așa frumos. Parte dăm cu soluția anti-mucegaie, o să fie curățată frumos. Are un efect foarte bun. O dăm bine, bine. Ambele părți, mai ales celulele goale. Celulele goale neapărat să fie cât mai bine umplute. Și la un moment dat, dacă vrem să schimbăm rama, o să o scoatem de la matcă și o dăm în față. Și e foarte bun. Așa. O ramă aici. Acolo se aduc o ramă goală. Aduci o ramă goală de data asta bună. Aceasta nu are spor de mucegai, o să vedeți. Deci asta e curată, curată, e frumoasă această ramă. Bună de oat. Evităm celulele de trântori. Aici o să aibă câțiva la dispoziție. Dar asta o dăm la oa. Îi dăm și ei cu această substanță. O să zic că da, da, substanță, substanță, da. Ce conține? Nu vă zic ce conține. O să vă arăt că trebuie să vedeți toate etapele, că cum se pregătește. Că dacă vă zic așa din vorbă, nu o să se înțeleagă mare lucru. Bun. Haideți să punem și această ramă și vă avea la dispoziție 3 rame. Dacă vreau să dau la construit sau... Da, la construit rame albe, o să scoatem de aici după ce sunt ouate și în stadiul larvar. Putem scoate o ramă de aici, în locul ei vom pune o ramă la construit. Acum, fiind izolată matca, nu știu dacă o să strice rama, adică dacă o să fie pe... Dacă o să strice rama, o să facă numai celule de trântori. Punem aceste turte.
familia neavând nevoie de hrană, o să o consume mai greu, dar o să o consume ea până la urmă. Vom vedea. Bun. De la această familie mai scoatem o ramă cu miere. Restul lăsăm aici și cam atât. Și cam atât. Această familie. Am terminat. Deci, ce am făcut de data asta? Am izolat regina, e pe 3 rame, albina are suficientă, polenul colectăm. Pe deasupra nu o să poată trece regina, o să vedeți. Totul e pregătit pentru a limita roirea. Bun, ia vedeți, îmi pun acest podișor, calcă perfect. Acum copul un pic mai strâmb, dar el calcă perfect pe grilaj și n-are nicio albină, nu trece pe acolo. Bun, acest film am terminat, trecem la următorul și vedem ce va mai fi. Până data viitoare, numai bine, a?